ziua, stimați colegi! În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 275 din 19.11.2021, suntem invitați să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce are loc astăzi, data de 26.11.2021, orele 13, în sala de ședință. Pentru început, supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Dau citire ordinei de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Sângureni, anul școlar 2020-2021, inițiator primarul comun. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții, inițiator primarul comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Sângureni pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor, ASC Compania Regională de Apă, Bacău S.A., din 6.12.2021, inițiator primarul comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Hatafaru Anton, domiciliat în Comuna Sângureni, satul Sângureni, județul Bacău. Inițiator, primarul comun. 5 diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiar pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Sângureni, anul școlar 2020-2021. Inițiator, primarul comunei. În conformitate cu legislația din primul bună ziua, conformitate cu legislația în vigoare, se acordă către elevi anumite burse, respectiv burse de merit și burse de studiu. Bursele de merit sunt bursele acum, bursele copiilor cuprinse, cu mediile generale cuprinse cu 10, bursele 9, 9, 50, 8, 50 și 9. Ele sunt burse de merit și bursele de studiu pentru copiii necăziți, cu o situație materială mai precară, de 7850. Bursele de merit se acordă o dată pe semestru, iar bursele de studiu o dată pe semestru. Și cuantumul bursele de studiu este de 100 de lei. Sunt de 100 de lei semestrial. Iar celelalte 600, 450, 384. Cât este contribuția noastră, cât este de la bugetul de stat? Anul acesta nu am cum avut nicio contribuție, toți banii, 24.000, sunt de la stat, de la guvern. Acești 24.000 vor fi alocați pentru semestrul 2, ascultați-vă rog, semestrul 2, anul școlar 2020-2021. Adică, pentru septembrie, decembrie, trebuie neapărat să punem noi 24.000 de lei de la bugetul local. Adică, s-au dat 24.000, semestrul 2, anul trecut, ca să înțelegeți. Noi trebuie să venim cu 24.000. Dar eu cred că v-am spus atunci că am avut o scăpare și n-am pus nicio sumă de bani pentru bursă. Păi nu, de asta, că știu că el vin bani și de la bugetul de stat, dar se și completează din bugetul local unde n-ajung sumele. Acum nu mai știu, dar eu cred că am prezentat, am găsit să nu mai modific buget, dar cred că am prezentat să nu mai modific bugetul, am lăsat așa și la prima verificare de buget trebuie neapărat să punem 24.000, 24.000, 25.000. Astfel încât să fim în aplicația de ori. Dacă este 600 de lei pentru cei cu media 10, sunt doar 4 copii pe Comuna Sângureni, mi se pare puțin 600 de lei. Dar așa am discutat cu doamna director, mi se pare puțin. E un copil de 10, copiii aia de 10, cred că merită și 10-15 milioane, 20 de milioane. Dar astea sunt tot baremele aprobate de minister, nu? Sumele de bani. Baremul a fost dat pe fosta legislație. Acum nu am mai verificat, dar pe 10 octombrie s-a dat un proiect de lege care nu a mai fost supus aprobării. Și atunci am fost nevoit să mergem pe vechea legislație, pe o anumită cadrare.
Nu știm dacă acest proiect de lege va fi votat de actualul guvern. Adică dacă vedeți pe 10 octombrie, e un proiect de lege în care modificare am impresia că la autorităților locale, modul de acordare și sumele care vor fi acordate către copii. Adică din punctul meu de vedere, mi se pare că nu știu, poate că 600 de lei pentru copii din nota 10, eu nu am avut 10, mi-e dat 10 niciodată, adică ai 10. Trebuie să facem noi un regulament. Pe nu, dar e mai mult decât nimic. Nu trebuie, dar nu-l plinge. El a trebuit mult și nu trebuie. Zic, tot este mai ok decât nimic. Tot e mai ok, dar totuși nu pot de 10. Să măcar o mie de lei. Da. Acum, cum zice și domnul Marea, legislația asta era, nu știu dacă proiectul ăla de lege va fi aprobat de lege, dacă va fi aprobat, atunci noi de la sine aprobăm 1000 de lei. Maxa, dacă va fi. Maxa, la 1000. Ca un exemplu, nu știu ce va fi. Da. Sunt de voi, dacă mai. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție. Întotdeauna când o unitate, o instituție funcționează pe baza unui stat de funcție și o analizeamă. O analizeamă înseamnă în numărul de posturi la nivel de instituția respectivă. Am pus anul, era pe un post din cadrul companiei de asistență socială, a susținut un examen, a obținut examenul pe comportamentul agricol, da? Pe comportamentul agricol. Atunci, asta înseamnând că acel post de pe comportamentul de asistență socială este vacant prin ocuparea, prin vacantarea acestui post în urma concursului susținut pe alt post din cadrul instituției. Adică nu s-a putut efectua un transfer de pe un post pe altul, având în vedere că postul de pe compartimentul de asistență socială era de studii medii, iar cel de pe compartimentul agricol erau de studii superioare. Și mai mult de atât, erau pe alt nivel. Întrebări? Nu, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, nu s-a prezentat nimeni la concurs. A fost un concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarului Public. Adică nu a fost un post personal contractual, a fost un post publicat în monitor oficial, totul. Nu s-a prezentat nimeni, în comparație cu 100 opțiuni de acces la numărul, acum 2 ani de zi, unde s-au prezentat 6 persoane. Dacă nu sunt întrebări, spunem la vot punctul 2. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Sembileni pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 6-a 12-a 2021, inițiator primarul comunei. Domnul secretar dumneavoastră, dacă vreau să spun. După ce știți, după cum bine știți, noi suntem membru în Asociația de Dezvoltare de Comunitară Bacău, mai pe scurt, este APICU. Și suntem și acționari la CRAB. Conform statutului, ori de câte ori cheltuielile, deci 1 la 12, sunt mai mari, trebuie neapărat mandat special din partea Consiliului Local pentru reprezentantul său. De ce depășesc cheltuielile astea de 1 la 12? În general, este vorba de electricitate, de curentul electric. Deci nu nimic altceva. Deci și-a făcut un buget la început de anumite sume, ceea ce s-a întâmplat și toată lumea știe bine cu prețul de la cheltuielile. Pentru că se majorează cheltuielile, trebuie ca să aibă mandat din partea Consiliului Local, domnul primar, ca să ia să voteze că se pot majora cheltuielile care sunt mai mari de 1 la 12. Deci aici e toată chestia. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre, punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Hazaparu Anton, domiciliat în Comuna Sânduleni,
satul Sânduren, județul Bacău. Inițiator, primarul comunei. Nu știu ce să spun. Au ars foarte multe case. Nu știu ce s-a întâmplat anul ăsta. Am mai luat foc o casă bună. Aseară în Covăt. Panala. Aseară am mai luat foc o casă cu ea. Victorița. Rău. Undeva cu stradă și cu... Și eu ars casa ta? Acoperiș. Tot. Nu știu. Ce nu a stricat foc, a stricat apă. Da. Nu știu, anul acesta este a șaptea casă. A luat foc. E o situație, nu știu. A venit băiatul la plaza afară. Sincer să fiu, mamă, n-am avut o polimică, așa i-a zis, mă, băiatul, dacă tu te curși de aia. Acum el zice, domnul primar, nu de la sol, m-am culcat fără foc. El a fost amețit, n-are curent, n-are foc. De aceea l-am foc, nu știu. Nu l-am aruncat, dar nu știu. Nu știu. Cum este, de asta știți că este foarte greu. Și acum vin cu propunerea, nu să mă are buget, dacă îmi facem proiectul de buget, să-i dăm șurui tot 100 de milioane. Dar, sincer fiu, nu știu dacă mai este timpul necesar. Adică nu pot să-i cumpăr materiale acum, pentru că mi-e teamă să mi le vinde. Ce faci? Adică mi-e zice o... Și atunci, mă risc, îi dau doar 1000 de lei, duc 30 de saci, 5 plase de Buzău, dau un exemplu și să văd dacă se apucă de fundație, ei, pe urmă, cum celelalte, o să-i cumpăr celelalte materiale. Dar nu pot risca să duc. Dacă vedeți acum la la Iacob Dumitru, să știți că cheltuielile sunt foarte mari. Deocamdată nu s-au cheltuit din acei 10.000 de lei care ați probat dumneavoastră la Iacob Dumitru niciun leu. Nu s-a cheltuit. Atât s-a cheltuit 700 de lei din banii din primărie. Banii de la Părintele 1400-1500 de la Părintele Marian nu s-au cheltuit. Banii de la Berșești, plus 600 de lei de la Roma. Vreau să zic că fundația e gata, fundația la, e gata, fundația la Greșel. Este o casă de 12 metri pe 4. Dom'le, atât de mulți bani, foarte mulți bani, nu mai punem mâna de lucru. Am băgat în pământ, doar în pământ, 11 metri cub de beton. Asta înseamnă cu 31 de milioane. Am dus noi o mașină de sol care am avut-o, dacă aș fi cumpărat acel beton, mi l-a dat cineva. O societate, o să spun, o să prezint din societății. Mașina de sol, am avut-o tot așa, mi-a dat o societate și aia era cu 10 milioane. Deci, numai balasul și soltul, 41 de milioane. Fierul, 24 de milioane plasă. Am avut, Mihai Țapuc știe, 19 plase de milioane, plus încă 15 bare de fier. Deci cu totul 31 de milioane a fost numai fierul în fundație. Și cu 42 de milioane sunt 75 de milioane numai în fundație. 75 de milioane. Nu mi-a luat bani Cornel Sascău pe fundație Pisăpat. Nu mi-a luat bani domnul Popovici Georgel pentru cofrat. Adică, nu știu, dar mi se pare că o fundație de casă acum 80 de milioane plus, mai fi mult, 100 de milioane, 100 și ceva de milioane, o fundație de masă. Noi n-am cheltuit. Am ajuns acum, nu o să mai turnăm placa, că nu mai este, o să turnăm în interior, luni dimineața se apucă de zidit, Ionuț, mă cheamă, Gulacu, Ionuț ăla, după aia și el îți facă o pomană. Adică, nu știu cum să zic, e foarte greu să faci o casă, nu am fi făcut niciodată. Credeți-vă că ne-au ajutat oameni, să știți. Biserica de la Sânduren ne-a dat și dumneavoastră Părintele 500 de lei. Părintele de la Sânduren, Părintele de la Comat ne-au primit bani. Părintele de la Greșești, Părintele de la Malean, banii sunt la dumneavoastră. Avem orice factură, orice tipanță, orice tot. E foarte greu, să știți. Așa și faza balul ăsta. Ies băieți tineri, nu mă risc. Mie mi-e deranjat este ca cei Iacob ăia, cei doi băieți, sunt la muncă, la Giurgiu, tare valză și n-au venit nici acum acasă. Și-s băieți tineri, 30 de ani, încât se face primarul. Primarul de 3 săptămâni nu poți mănânci din față. Dar cum e mâncare? Al Țucarete nu, sunt la Giurgiu, nu știu pe unde. Nu cred că nu sunt la mâncare. Aia al Țucarete, Iacob ăia? Da, nu se poate care e o mâncare. Ah, vedeți? Cine știe?
Endion, acum, când aș aproba și la Hazapalul ăsta, nu-l cunosc, că am văzut o singură dată, nu-l cunosc, dar banii nu-i dau pentru că materialul nu-i dau decât dacă văd fundația, adică dacă nu o să ne vândă materialul. Nu știu, dar noi, într-adevăr, pentru cei gospodari care oricum fac, dar sunt și cazurile astea că la mulți, într-adevăr, ard case cu anumite probleme sociale în ele, să încercăm, nu știu, o achiziție de un modul ce ține de noi, să asigurăm minimul necesar ca să nu doarmă, dar așa nu putem noi aloca fiecare după cum își face. Acum, lași în spate acolo, eu nu cunosc. Ce? Ăsta, Hazapalul ăsta. Chiar nu știu. Păi avem un modul aici, să ducem modul. La cât ajunge un astfel de modul? Bine, da, eu fiu idei. Vreau un modul. Noi să asigurăm minimul necesar, că așa poate omul îi dăm, dar îi spune că îi trebuie bani mai mult sau vine primăvara sau așa și e greu, într-adevăr. Niciun om serios, cum a fost aici, că s-a implicat lumea și face, dar unul... În situația aia, poate nici la treabă nu-i vine cineva și cu bani. Nu mai spuneți că s-a implicat lumea. Foarte mult. Dacă nu se implica noi, dacă nu aprobam acei 10.000, dacă nu se implicau alte, lumea din afară, din exterior, nu se. Dați, nu. Pe bitonul ăla, 11 metri curb, că l-am rugat societatea Balmaz, pe domnul Andrei și am zis, domnule, vă rog frumos, trimiteți-mi 11 metri curb, faceți ajutor pentru om. I-am trimis pozele și i-am arătat cum era foc casa. Mi-au trimis, mai sunt și oameni de credință. Mi-au trimis 11 metri curi. Dar, societatea curtea loc, aveai contract de 2 milioane, i-am zis să-mi dea un palet de bolțar, nu mi-a dat. Adică depinde acum de fiecare om, ci în sufletul lui. Sunt societăți care sunt multimilioane. O societate mare de județul Bacău, mare, nu pot să spun că și așa am greșit. Să-mi tăiați cuvântul de acolo, societatea, să nu-mi dați societatea, să-mi tăiați. Că nu-i corect să spun. O societate mare, când i-am spus, s-a ridicat de la masă ca să plece de la masă. Adică, conform legislației, pot sponsoriza în limit la 5% din profit. Adică dacă îți cumperi niște materiale pentru Sândurem, nu-i dai primarul. Dar ai lucrări la primăria Sândurem, pe comuna Sândurem, nu îi dai primarul să-și facă acasă, nu are nevoie. Dar în momentul când tu ai un profit aici, pe comuna Sândurem, pe investiția respectivă, de un profit de 200 de milioane, să zicem, bă, tu poți să dai, conform registrat, de 5%. Dom'le, dăm un palet de bolțar 10 milioane. Adică, stau și mă gândesc ca cei 5%, care 200 milioane pe care le-ai câștigat tu, și comunei Sândurem, cetățeanul comună Sândurem, care are un egal, îi se cuvine la cei 5%, dacă vrei. Adică... E un cad aici. Poftim? Zic că ai mâncat de aici, din localitate. Da. Adică da, sunt adică banii noștri care... Banii comunității, dar nu-s cel primar, acum să-i aduci un palet de bolțar. Dacă i-a adus un palet de bolțar, știu toți cât ți-ai adus un palet. Adică... Na, adică depinde de om, cum vede fiecare om lucrurile. Deci... Da. Da, spune-ți acolo. Dacă nu mai sunt înțeles, spune-mi o dată. Nu este punctul 5 de verse. Cine se scrie? Ba, dacă avem ceva. Dacă nu sunt întrebări, încheiem ședința de astăzi. Mulțumesc!